Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre Lionel Messi. Lionel Andres Messi este numele întreg al celui care este considerat de foarte mulți ca fiind cel mai bun fotbalist din lume. Unii merg mai departe și îl numesc cel mai mare din toate timpurile. Însă chiar dacă acest lucru nu este cert, despre Messi putem spune că este fotbalistul care a câștigat 5 baloane de aur în cariera sa. Marele său rival, Cristiano Ronaldo, cu care împarte această mare dispută pentru balonul de aur, l-a egalat pe Messi în 2017, câștigând la rândul său al 5-lea balon de aur. Din 2007, când brazilianul Kaká primea răvnitul trofeu acordat de France Football, cei doi au monopolizat balonul de aur într-o demonstrație de forță nemai întâlnită în istorie. Nimic din existența copilului Lionel Messi nu promitea succesul de mai târziu în lumea fotbalului. Născut pe 24 iunie 1987 în localitatea argentiniană Rosario, locul de naștere al unui alt compatriot faimos, revoluționarul Che Guevara, Lionel este al treilea născut dintre cei patru copii al lui George Messi, manager la o fabrică de oțel, și al soției acestuia, Celia Cucitini. Originile sale nu sunt cu toate acestea pur latinoamericane, Messi având strămoși europeni, mai exact italieni și spanioli. Cu toate acestea, Messi datorează întâlnirea cu sportul care i-a schimbat viața bunicii lui materne, Celia, care l-a convins să-și urmeze drumul și să transforme pasiunea pentru fotbal într-o activitate profesională. Căci microbul acestei adevărate religii în America de Sud, fotbalul, s-a prins de argentinian la puțin timp după ce a învățat să meargă. Lionel, bătând constant mingea alături de frații lui Rodrigo și Matias, dar și de verișorii Maximiliano și Emanuel Biancucchi, la rândul lor, viitori fotbaliști profesioniști. Legătura dintre Messi și bunica Celia a fost așadar una foarte strânsă, moartea acesteia pe când Lionel avea doar 11 ani, afectându-l serios pe viitorul star, care după fiecare gol arată spre cer dedicând drept omagiu pentru bunica lui. Cu toate acestea, viitorul lui în fotbalul profesionist a fost afectat atunci când la vârsta de 10 ani a fost diagnosticat cu deficit de hormon de creștere. Afecțiune care are ca simptome la nivel psihic memorie slabă, retragerea socială și depresia, iar fizic o rezistență precară și dezvoltare musculară incompletă. Cum asigurarea de sănătate a tatălui său acoperea doar 2 ani de tratament al bolii, familia Messi a fost nevoită să ia o decizie radicală spre binele puștului. Așadar, când Lionel a împlinit 13 ani, aceștia s-au mutat în Spania la Barcelona. Clubul catalan fiind de acord să-i plătească talentatului viitor fotbalist tratamentul medical. În anul 2001, la aproape 14 ani, este legitimat la clubul FC Barcelona. La început, Leo nu reușea deloc să se integreze în echipă, fiind o fire foarte timidă, acesta făcându-i pe mulți dintre colegii săi să-l considere mut. Mama și cu frații săi s-au întors în Argentina, iar Leo cu tatăl său au rămas la Barcelona. Messi progresa în fotbal într-un an cât alții în 4, iar la doar 17 ani, pe 16 octombrie 2004, debuta în primul lui meci oficial în derbiul cu Espanyol. Ronaldinho a fost cel care a fost alături lui Messi și l-a susținut numindu-l frățiorul său mai mic. La doar 20 de ani, Messi a devenit noul star al Barcelonei. Și Messi chiar a fost un extraterestru pentru FC Barcelona, cucerind în 2009, alături de catalani, campionatul spaniol, Supercupa și Liga Campionilor, iar la nivel individual, primul balon de aur. Din 2008, Messi este cel mai bine plătit jucător al catalanilor, salariul actual al acestuia de peste 20 de milioane de euro anual, fiind unul dintre cele mai mari din universul acestui sport. La 28 de ani, era cel mai tânăr fotbalist care a adunat 100 de apariții în UEFA Champions League. De la 20 de ani, Messi trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu fostul model Antonella Roccuzzo, o prietenă din copilărie pe care o cunoaște de când avea 5 ani. Ei au împreună doi copii, pe Thiago și Mateo. În 2012 a câștigat 4 baloane de aur consecutiv, fiind singurul jucător din lume care a reușit acest lucru. Cu o înălțime de 1,69 m și o greutate de 72 de kg, Messi este și liderul echipei Argentina, unde poartă tricoul cu numărul 10, fiind succesorul marelui Diego Armando Maradona, dar și la FC Barcelona, fiind și aici liderul echipei și purtând același număr pe tricou, 10. Leo Messi a bătut toate recordurile la Barcelona. În El Clasico are 25 de goluri, în campionat peste 550 de goluri. El a fost desemnat cel mai bun jucător al planetei în anii 2009, 2010, 2011, 2012 și 2015. Leo deține recordul și la cele mai multe hat-trick-uri din istorie, 26. Este și golgheterul all-time al Argentinei cu 58 de goluri la activ. Recordul fusese deținut de Gabriel Batistuta cu 54 de goluri. Este și fotbalistul care nu a fost eliminat niciodată din echipa FC Barcelona. La cei 30 de ani ai săi, Messi a bătut peste 30 de recorduri la echipa de club. Acesta este Leo Messi, cel care anul acesta probabil va câștiga al 6-lea balon de aur, doborând încă un record. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!